Ce mânci acolo, Ceacea? Melon? Melon. Da. În românesc, melon. Să vedem cum a ieșit. În castellan, melon. Albinița noastră. În catalan, melo. A ieșit tare. Ce ziceți? Mm. Cum arată, Ceacea? Arată bine? Bine. Bine? Iată, bine. Să vedem ceva, nu văd nimic. Am dat soarele aici. Ia să vedem ce. Ia vezi. Cred că nu te vezi. Este bunisimă. E bun? Bun. Bunătatea de pe lume? Bunătatea de pe lume. N-am făcut prăjitura albinița de antezile, prăjitura mea preferată din copilărie. Și am să o fac astăzi. Am pregătit aici, am pus așa, am pus aici apă să faci așa aluatul pe aburi. Am pus apă, am pus vasul ăsta să stea acolo și am pus așa 50 de grame de unt, un ou, 50 de grame de 50 de mililitri de lapte și 150 de grame de miere. O să le amestec bine toate, așa la foc, să fie aburi. Focul la mic, așa, mic mediu. M-am amestecat așa vreo 5 minute bine și acum pun o linguriță de bicarbonat. O să fac așa o spumă într-o vreme, dar trebuie amestecat bine, uitați. Dacă e cald, face spuma asta așa. Trebuie neapărat să facă spuma asta, ia uitați cum e. Vedeți? Asta de la miere și de la bicarbonat. Și acum o să începem să punem încet 350 de făină, dar așa, încet câte încet și mai amestecăm 3 minute. Așa arată aluatul, acum îl punem pe masă și frământăm puțin, dar trebuie avut grijă că e fierbinte tare. Am frământat puțin, am uitat să vă spun că eu am pus făină integrală astăzi, că nu am rămas fără de gluten și am împărțit în 4 părți, o să fac 4 foi, dar las așa aluatul să stea măcar 20 de minute să se odihnească. Și pentru crema am pus așa, 2 pahare, aici e diferența, de la 2 pahare de lapte și o să pun 3 linguri de amidon de porumb. Sau se poate pune 4 linguri de gris, dar nu am gris, așa că eu o să pun aici cu ăsta laptele, l-am lăsat rece, să pun să dizolv amidonul aici și când fierbe laptele, adaug în laptele fierbinte. Am amestecat bine să nu se facă cocoloase și eu nu vreau să pun zahăr, normal ar trebui să punem 200 de grame de zahăr pudră, dar eu să pun 4 linguri de sirop de agave în loc de zahăr. Am adăugat și amestecăm bine, bine, bine la foc mediu, așa vreo 10 minute. După 10 minute oprim focul și pune să se răcească, n-am las. Foile trebuie să fie super subțiri, să știți că m-am chinuit un pic să le întind. Am pus o foaie peste și așa le-am întins, e mai simplu. Pui două foi, una peste și o să întind cu un cilindru. Așa trebuie să arată foile în minute, frumos. La 200 de grade, la 5 minute, atât. Crema s-a răcit și acum o să o amestec. Am aici 200 de grame de unt. Am amestecat puțin așa, trebuie să fie lăsat la căldură. Și o să pun încet, încet câte încet peste crema. Am uitat să vă spun că eu la crema am folosit și la crema și la foi, lapte de cocos, că nu aveam altfel. Așa mi-a rămas crema. O să pun jumătate de crema pe prima foaie. Au ieșit super foile. Așa arată prima foaie cu cremă. Pe a doua foaie o să pun gem, orice fel de gem. Am eu vedeți mirlo. A doua foaie cu gem. A doua foaie cu gem. A treia foaie cu cremă. Și acum punem ultima foaie fără nimic
Și gata, lăsăm la rece cel puțin 24 de ore. Cam așa arată, vedeți? Ceea ce am mâncat deja o bucată. Două bucăți am mâncat deja. Cum e ceață prăjitura? Ciuru, ta. Bun. Bun. Tu ai mâncat o tătă pe loc. El dacă i-o lăs, tot o mâncă. Odată. Arată bine, eu n-am, eu n-am probat, stai să, bun. Să probez și eu, să dau și eu verdictul. Foarte bună. Și asta mi-o la verdura. Mortal. Mortal.